Так, время густо. Нас куня сейчас все мои. Mondo Cane. Este un film documentar. Aici văd că scrie documentar horror, pentru mine e mai mult comedie documentar. Și eu vreau să spun regizorul cu filmul ăsta. Deci, filmat în 60. E foarte important să înțelegem timpul când a fost creat un film. În anii 60 noi nu am avut internet. Noi, trăind într-o țară, puteai habar să nu ai ce se întâmplă în țara vecină sau să nu grăim de continentul vecin, da? De ce spun asta? Pentru că fiecare țară, fiecare teritoriu și are anumite tradiții, anumite deprinderi, da? Și noi credem că cum facem noi, așa e corect. Și atunci când ne ciocnim cu o altă cultură, putem să observăm că așa ei gândesc total diferit. Acum, când deja există azi internet, cumva se simte o globalizare, generația tânără deja parcă pe toate le înțelege, le acceptă și formează o mentalitate așa la globală, da? Dar atunci anumite acțiuni din țara vecină, dar ne ducem în continentul vecin, puteau să ne pară foarte ciudate nouă, că noi nu am mai văzut așa ceva. Deși eu spun lucrurile astea, pentru că atunci când a apărut filmul ăsta, în anii 60, eu cred că de așa și a fost. Impactul asupra oamenilor a fost șoc. Toate că este, poate de atât scrie horror, pentru mine e comedie, pentru că el e plin de umor, filmul ăsta, dar el șochează prin scenele care sunt arătate. El te duce de la groază înspăimântător, dar de fapt documentar, te face, primul, te duce la umor, te face să râzi. Și filmul iar îți arată ceva foarte îngrozitor. Și umorul care apare în filmul ăsta apare anume din contraste, prin montaj, când sunt arătate niște obiceiuri, tradiții la un popor și după asta ni se arată cu tot alt popor care face invers, de exemplu. Și noi vedem cât, și noi înțelegem atunci cât suntem noi de diferiți și cât de important sau neimportant este ce și facem noi, da? Apare un fel de umor. Ca de exemplu, hai să spunem, eu știu, într-o țară, câinii se îngroapă și le spun monumente, da, și acolo scrie numele și vin babile și boșesc la mormânt și ne ducem deodată în Coreea sau nu știu în ce țară, acolo prin Asia și vedem cum câinii se omoară și se mănâncă și așa mai departe, da? Cât de diferit suntem noi, dar suntem toți oameni și trăim pe pământ. De aici și se numește Mondo. Înțelegi? Adică un proiect de rang global. Scopul regizorului e să călătorească prin lume, să filmeze tot felul de obiceiuri, bla 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 bla, ca pe urmă, prin montajul lor, prin punerea cap în cap, să arate spectatorului o viziune globală asupra omului în sine, dar și omul pe pământ. Și parcă suntem toți oameni, dar de fapt cât de diferiți suntem. Punând cap în cap, apare și umor, dar ne arată și problema, ne arată și greșelile noastre. Omul este arătat într-o lumină proastă, un pic, da? Motiv din care foarte mulți atunci, în anii 60, au reacționat negativ la filmul ăsta. Oh, Iacopete, și faci tu acolo, cum așa? Nu-i chiar așa cum spui tu sau eu știi ceva de genul ăsta. Și m-am uimit, eu nu știam, de fapt, uite, e nominat pentru un Oscar. Eu nu știam. El a fost nominalizat? Muzica, pentru muzică. La Cannes a fost nominalizat pentru Palme d'Or. Nu contează, asta tot așa e din... Mesajul filmului nu e greu de înțeles. Umorul ăsta care există în film, eu aș recomanda mai mult filmul ăsta adolescenților. Ca să-și fac o imagine, deci adolescenții, pentru că ei sunt tineri, ei abia încep să pășească, da? În lumea matură. Și ca să-și fac o impresie generală asupra pământului ăsta și lumii noi ne aflăm. Poate să ajute un pic la ea, să-ți creezi o poziție a ta și să înțelegi unde tu trăiești și cine de fapt ești. Atunci când a fost criticat foarte dur, Iacopete, la doilea an, adică în 62 a făcut Mondo Cane, în 63 a făcut Mondo Cane 2. Dar de ce? Adică el când presupun. El când... Just. El a făcut un film, posibil i-au rămas materiale și o să o mai filmat poate o leacă și o mai un încolo încoace. Aha, nu vă place, ia că eu vă mai dau. Și a făcut Mondo Cane 2 în 63.
aceeași temă, aceeași idee, același mesaj. E ca descriere. A șoc documentar. Deci este un film documentar șoc. Dar pe mine mă enervează că nicăieri nu scrie comedie. Este o comedie. Dar tu îl percepi ca comic, știi? Este comic, ce-mi spui tu? Este comic. Este comic. Este comic. Muzica e făcută pentru film, da? Nu e muzică luată și e făcută pe baza montajului din film. Deci muzica, montajul sunt bine împletite, da? Ele depind una de alta. Și chiar pe locuri formează umor, creează umor. De exemplu, în Vietnam, atunci când cumpăra șarpe, și șerpișe cu mișeu așa ană din și o femeie alege șarpele și vânzătorul ăsta puc șarpele îl calcă cu piciorul de coadă și cu un cuțitaș așa când îl ieși îl jupoaie apoi s-aude un sunet de ca la fermoară așa faci jiii. Cum asta nu e umor? Bucai și boi și hrăniți cu bere ca să fie carnea moale. Asta și nu-i comedie, dar când înțelegi că asta se naște din realitate și asta e pe bune, da? Apoi umor bazat pe prostie omenească. E că noi moldovenii avem chestia asta. Noi, nu, dar ei fac pe bune. Apoi, și asta e jostucă. Uite, păi da, păi asta, păi ascultă, păi asta și mesajul filmului și prin asta filmul ăsta, de atât și recomand filmul ăsta. Da. Pentru că și am început de la anii 60. În anii 60 omul de atunci nu știe ca tine cât știi tu acum. Și nu, poate nu le știi pe toate, dar poți să faci două clicuri și să vezi. Înțelegi? Dar atunci oamenii nu puteau asta să facă. Și când au văzut ei filmul ăsta, cum se mănâncă câini acolo, cum se cumpără șerchi acolo, cum se hrănesc buhaie cu bere sau în fiecare locuri a pământului ăsta, tot felul de prostii omenești, dar care în locul dat nu sunt văzute ca o prostie omenească și poate nici nu trebuie să le numim prostie omenească atât timp cât ei nu le consideră așa. Dar noi poate avem acțiuni ale noastre, da? Care pentru dânșii sunt prostie omenească. Da? Dar când te uiți la toate în ansamblu, printr-un montaj șmecher, da? Adică care accentuează mesajul filmului, noi se creează un umor care te face să râzi de prostia asta omenească. E de parcă ai râde singur de tine și prin asta tu înțelegi și posibil te corectezi. De atât filmul ăsta eu îl consider bun. Cu toate că da, el este șocant, șoc documentare. Da, posibil unele scene sunt prea dure, sunt și scene foarte dure, care poate să te ducă la lacrimi. Și unele scene posibil sunt exagerate, adică, repet, anumite scene el le-a recreat. Adică așa un fel de ficțiune alea documentar chipurile. Dar el le exagerează un pic pentru a accentua prostia omenească, posibil pentru a crea acest umor. Cam așa văd eu lucrurile, nu știu, văd cum te-am pus pe gânduri. Umorul ăsta mă enervează. Dar și nu e umor acolo? Pentru tine e umor, tu ca spectator care ești în ziua de azi și azi nu vezi nicăieri unde se japoaie șerc de chele și ți le e acasă sau... Cum era pe timpul și ăla, pe timpul și ăla asta era jostocă. Dar și azi se jăpoaie, măi, șerchi. Și azi se mănâncă câini. Nimic nu s-a schimbat. De atunci până azi nimic nu s-a schimbat. E ca un trailer de snită. E ca dacă nu găsesc eu o scenă de umor aici. Ia uite!